Politica nu mai ține cont de principiile alimpești, acolo unde doar funcțiile contează. Odată constituit Consiliul Local, 8 din cei 11 consilieri merg în aceeași direcție. Nimic deosebit dacă nu am vorbit de consilierii a două partide aflate în opoziție. Se știa de la început, înainte de alegeri, că PNL-ul și PSD-ul va merge mână în mână, USL-ul trăiește, ce să facem? Din nou au păcălit oamenii. Deci nu avem nicio putere să schimbăm absolut nimic în acest județ. Din păcate, din 4 ani, lumea e păcălită. Ce să facem? Nu avem nicio putere. Dan Floare a păcat că și-a dat cuvântul că nu va face alianță cu PSD-ul. Și acum am realizat ce cuvânt are acest individ. Păcat. Contactați telefonic pentru a comenta situația, copreședinții PNL nu au fost de găsit. În urma alegerilor locale, fostul primar PSD Elena Mosor a pierdut în favoarea liberalului Dan Floarea. La ora actuală, Consiliul Local Alimpești este format din 11 consilieri, câte 4 de la PSD și PNL și 3 de la PMP.